În cursul zilei de astăzi am avut fericită ocazie de a primi o donație foarte importantă din partea guvernului maghiar, conținând medicamente și aparate necesare pentru combaterea pandemiei. Așa cum și în cursul anului trecut, de două ori am avut fericită ocazie de a primi măști diferite de substanțe necesare la nivelul școlilor, a spitalelor noastre din județ și de data aceasta, atunci când avem mare, mare nevoie, având în vedere că nivelul îmbolnăvirii la nivelul județului este de peste 7 la 1000 de locuitori. În azi dimineață, în prezența domnului consul de la Cluj, am primit 3 aparate de ventilație, am primit 300 de pachete de faripiravir necesare pentru cadrele mai ușoare și medici și de asemenea 200 de măști CPAP care sunt folosite la ventilație. Sigur că această donație ne-a făcut o mare plăcere și mulțumire. Am și mulțumit domnul consul să transmită guvernului maghiar. De fapt, mulțumirea întregii populații a județului. Această donație a fost dată la spitalul de urgență de la nivelul județului, urmând ca și la celelalte spitale COVID de la Jibou și Șimleu, Sivaia, să fie duse aceste materiale pentru a fi în folosul bolnavilor. Sigur că cu această ocazie, cum am spus, ne-am manifestat bucuria și mulțumirile față de această donație. Am mulțumit domnului consul, am mulțumit guvernului maghiar. Tot pe această cale, sigur că transmitem multă sănătate populației județului și la așa României întregi.